Vă dorim ca toate visele dumneavoastră să devină realitate și dorințele să se transforme în realizări. Vă urăm din adâncul sufletului nostru să aveți împliniri, sănătate și noroc la orice pas. În fiecare toamnă, în una din primele zile a lunii octombrie, când frunzele copacilor se vopsesc cu cele mai frumoase culori, toți elevii, cu nostalgie, dragoste și respect, își aduc aminte de scumpii profesori. Îmi amintesc cum mi-a părut atunci în față, doi tineri zâmbitori învățători, și mă gândesc cât de scurtă viața trăită între copii și între flori. Florile, în viața profesorului, mai sunt și simbolul recunoștinței, veții și al dragostei. Aceasta este ziua în care noi, elevii clasei a 8-a, vă adresăm cele mai sincere urări de bine, de sănătate și împlinire. Voi sunteți cei care ați început lecția vieții cu fiecare dintre noi. Dacă suntem buni, este meritul dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet că pentru că ne-ați călăuzit pașii spre lumina înțelepciunii. Vă mulțumim din suflet că ne-ați ajutat când ne-a fost greu. Iar acum, că la sfârșit, vă urăm multă sănătate, fericire, mulțumiri pentru tot și un sincer la mulți ani, iubiți profesori! E toamnă și frunzele își dansează valsul înstrăinării, impunând atmosfera de melancolie și vestind că încă o generație este în trecere. Un vals al frunzelor ne fascinează clasele. Doamna Pleșca Elena este o învățătoare cu un stadiu de muncă foarte, foarte mare, are foarte mulți discipoli, este onestă, profesionistă, cultă, inteligentă și gospodină. La mulți ani! Doamna Viorica Volpe. Cea mai rea de o școală, doamna Viorica Volpe, doamna Bluc, doamna Sfântă Maranisa, doamna Victoria. Este o doamnă romestră. O este o doamnă cu cerință, exigentă, are cunoștințe, noi o stimăm, o respectăm pentru ce, tot ce faci pentru copiii noștri. Cu ziua profesorului, doamnă. Mulțumesc, doamnă. Persoanele doamna Laisa.
să trăiți mulți ani ușor, docei noștri profesori. Mulți e care se pline, să fie cald și bine, mulți e care preamărită munca voastră cea slăvită. Și tot pe o notă de veselie, adea în aparatul vă încânt o copesă minunată. Mi-e dragă să te am în amintiri, mereu aceeași bună profesoară, de atâtea ori cu soarele-mi privind, de atâtea ori apusul când răsare, am dat în floare azi atâtea lacrimi, ca niciodată clopoțelul bate, eu mă întorc la bună profesoară, se cânt cu drag ca prima oară, am dat în floare azi atâtea lacrimi, ca niciodată clopoțelul bate, eu mă întorc la bună profesoară, se cânt cu drag ca prima oară. Profesorii sunt ființele care nu dorm nopțile pentru a veni în fața elevilor ca un exemplu, oferindu-le tot ce e mai bun. Coscenetul ce are în sens profund ne prezintă clasa 8-a. Știi oare? Pe mine puțin mă doare. Ești pe listă, ți-ai luat ce-ai dorit ce-am plecat. Ia stai moarte, stai un pic, că mai am ceva să zic. Le doresc întâi de toate copiilor sănătoate. Și te rog, din suflet moarte, mai lasă-mă încă o noapte. Să termin de controlat, să las copiilor un sfat. Și pe urmă am plecat. Bine fie pe cum vrei, te mai las încă o noapte, ca să reușești pe toate. Însă nu înțeleg de ce oare, pe profesorul doar, muncește zi și noapte, ca să le reușească pe toate. Noi nu murim când inima încetează, lăsăm în urmă tot ce-am scris și-am spus, căci tot ce dăm la cei ce ne urmează, dă rod și atunci când noi de mult ne-am dus. Bună ziua! Ionela, eu pătrățele libere în catalog mai am. Așa, revedem tema pentru acasă. Tu mai ai de grăit, eu am își voi dispart. Așa, scoate-mă foaie dublă. Ce-ați spus? Eu de două ori, nu repet. Așa, la matematică. Doamnă, eu tema n-am înțeles. Dar tu vii numai des la școală și să înțelegi și tema, da? Of, doamne, cum o să dați mâine examenele? Eu n-am idee. Tu așa cu acasă, tot părinți așa vorbești, da? Las că eu îi spun, eu mă întâlnesc cu mama ta pe drum. Of, doamne, așa, prezența. Olesia! Noi! Dar și, suntem de școală? Asta o tăchească ploaia, da? Rădeați-vă! Unde vă duceați? Sunetul-i pentru profesori! Crihan Valeria, prin piesa sa, dorește să ne demonstreze respectul pe care îl poartă față de profesori. O floare poate alunga din mărturia. O floare poate să scriem și să socotim și în viață oameni buni să fim.
părea slăbită de putere, se îmbolnăvea adesea grav, dar și așa venea la ore și ne-a...